Razie de amploare a polițiștilor constanțeni, vizați au fost șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor, iar zona de acțiune a oamenilor legii a fost cea a cluburilor de fițe din nordul stațiunii Mamaia. Primele rezultate nu au întârziat să apară. 0,41 mg alcool până expirat. Ceea ce înseamnă? Că vom merge la spital pentru recoltare de muse biologice, se întromește în dosar penal, infracțiune. Da, este în regulă. Domnul Comănescu, profităm de ocazie să facem la cunoștință de faptul că în viitorul apropiat, în două luni mai exact, vor intra în vigoare noile prevederi ale codului rutier. Este vorba despre ținerea telefonului mobil în timpul conducerii, care se va sancționa. De asemenea, încălcarea oricărei alte reguli de circulație coroborată cu ținerea telefonului mobil în mână se va sancționa cu reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Ia, motivul pentru care vreau să fiți atenți, să nu folosiți telefonul mobil. Testul acela nu minte. Eu am înțeles, dar că nu am pus cum să vedem asta. Ok. Și în acest sfârșit de săptămână, polițiștii rutieri constanțeni acționează cu efective mărite pentru depistarea celor care conduc sub influența substanțelor psihoactive sau băuturilor alcoolice. Această acțiune are ca scop prevenirea accidentelor rutiere grave, soldate cu victime rănite grav sau persoane decedate, datorate consumului de alcool sau a substanțelor psihoactive. Adevărat, așa cum ați văzut, în interacțiunea cu șoferii, colegii mei le-au adus la cunoștință acestora noile modificări ale codului rutier, care vor intra în vigoare în aproximativ două luni de zile. Este vorba despre acelea care interzic ținerea în mână ori folosirea telefonului mobil sau a altui dispozitiv mobil în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare. Este important să se cunoască acest lucru și, în egală măsură, este important să fim concentrați pe șofat atunci când suntem la volan.